Groaznic accident la Râbnița. Un minor de 16 ani a decedat după ce vehiculul în care se afla s-a izbit în gardul unui pod și s-a răsturnat într-o râpă. Totodată, fratele de 14 ani al acestuia și șoferul mașinii au fost transportați în stare gravă la spital. Tragedia a avut loc în seara zilei de 22 decembrie, în apropierea satului Molochișul Mare, raionul Râbnița. Potrivit unui site de știri din stânga Nistrului, cei doi frați au oprit o mașină de ocazie pentru a ajunge la ziua de naștere a bunicii din satul Caterinovca, raionul Kamenka. La ieșirea de pe podul râului Ocna, conducătorul vehiculului ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit în gardul metalic al podului. Impactul a fost atât de puternic încât șoferul și pasagerii au zburat din salon. La fața locului a venit și o ambulanță care a constatat moartea minorului și a transportat celelalte victime la spital în stare gravă. Miliția din regiune investighează cazul.